Putem începe? Da. Stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua și vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației la acest briefing. Tema briefingului de astăzi este una foarte importantă și foarte, foarte actuală, și anume posibila catastrofă ecologică, urma căreia Republica Moldova riscă să rămână fără principala sursă de alimentare cu apă, și anume râul Nistru. Cunoaștem cu toții că fluviul Nistru este principala arteră acvatică a Republicii Moldova și obiectiv strategic de asigurare a țării noastre cu apă. Anume, râul Nistru alimentează cu apă potabilă peste 70% din populația Republicii Moldova și, dacă vorbim de capitală, peste 90% municipiul Chișinău. Apele Nistrului au o importanță, în primul rând, strategică, socială, istorică-culturală, dar și un rol vital în asigurarea necesității agriculturii, industriei, în menținerea balanței ecologice și, în general, în dezvoltarea durabilă a țării. An de rândul batem alarma că starea actuală a râului Nistru este una dezastroasă, iar acest obiectiv strategic și vital pentru Republica Moldova se află în pericol inclusiv din cauza activității centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk. Iar cel mai grav fapt este că acest lucru s-a produs cu acordul tăcit sau chiar cu contribuția autorităților Republicii Moldova din ultimii 10 ani, inclusiv cele actuale, care se conduc de cu totul alte interese decât cele ale țării Republicii Moldova și decât cele ale cetățenilor noștri. Savanții și specialiștii constată degradarea ritmului hidrologic, hidrochimic, hidrobiologic al fluviului Nistru, micșorarea cu 80% în ultimii 10 ani a capacității de autoepurare. Stimați cetățeni Republicii Moldova, râul Nistru a pierdut deja posibilitatea și capacitatea de a se autocurăța. Dispariția speciilor valoroase de pești, înmulțirea intensivă a fluviului Nistru, scăderea drastică a nivelului de apă, schimbarea plantelor caracteristice pentru râuri în plante caracteristice pentru mlaștini, ceea ce este un indicator foarte trist. Și multe alte probleme care denotă riscul că cetățenii noștri vor rămâne fără apă potabilă. Iar impactul ecologic dezastros ar putea deveni irreversibil, nu numai pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina. Eu personal am contribuit la stoparea procesului de degradare a râului Nistru prin măsuri concrete, despre care voi vorbi mai jos, precum și prin abordarea în repetate rânduri a problemei respective, prin organizarea audierilor parlamentare, prin organizarea diferitor dezbateri, prin adresări concrete, practic, la toate guvernele de până acum. Și de fiecare dată am bătut alarma. Însă, stimați cetățenii Republicii Moldova, situația nu ar fi fost atât de gravă dacă, în 2011, nu ar fi fost comisă, consider eu, un act de trădare națională. Dacă cineva crede că cetățenii noștri au memorie scurtă, vreau să vă spun că se greșesc. Așadar, în 2010, Filat și Timoșenko semnează o înțelegere cu uz penal, care prevede inclusiv cedarea de către Republica Moldova în favoarea Ucrainei a dreptului de proprietate asupra centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk. Protocolul semnat de domnul Filat și doamna Timoșenko. În anul 2011, guvernul de atunci, în care, apropo, a făcut parte și doamna președintă nou aleasă, doamna Maia Sandu, a aprobat hotărârea guvernului sub numărul 205 din 31.03.2011, prin care a fost cedat Ucrainei dreptul de proprietate deplină asupra centralei hidroelectrice de acumulare prin pompare Novodnistrovsk, printr-un protocol pe care l-am demonstrat. Apoi, tot în acest an, ceva mai târziu, în 2011, Parlamentul Alianței pentru Integrare Europeană 2, din care, apropo, a făcut parte și doamna președinte și colegii ei, au ratificat acest document, astfel
legiferând acest act de trădare națională. Atunci încă în 2011 am ridicat iar și stenogramă, fiind în opoziție, am criticat dur și am vorbit de consecințele acestui protocol și am solicitat ferm neratificarea acestui document. Cu părere de rău, nu am fost auzită. Anume, din cauza acestei acțiuni, din partea ucraineană, am îngrădit 6 hectare pe malul drept al Nistrului, pământ care aparținea Republicii Moldova, blocând drumurile de acces cu blocuri de beton, iar Republica Moldova a pierdut posibilitatea să controleze activitatea centralei hidroelectrice Novodnistrovsk. Mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră, oare doar din incompetență s-a făcut acest lucru? Oare nu se cunoșteau consecințele acestui act? Regretăm faptul că în cadrul recentei vizite a sale oficiale la Kiev, președintele Republicii Moldova a demonstrat lipsa totală de viziune asupra problemei respective în privința intențiilor părții ucrainene de a extinde acest complex hidroenergetic de la Novodnistrovsk, precum și de a construi încă o cascadă cu încă 6 hidrocentrale noi pe râul Nistru. O situație catastrofală pentru Republica Moldova. Stimați cetățeni, aici aș vrea să vin cu un simplu exemplu ca să pătrundeți cât de importantă este această problemă. Deci, doar în urma conectării a două generatoare la centrala hidroelectrică de acumulare, volumul anual al râului Nistru a scăzut de la 10 la 7 miliarde tone de apă. Ca să fac o comparație și ca să vă imaginați mai bine acest lucru, aș putea spune că aceste pierderi de apă este egală cu cantitatea apei care curge în timp de un an pe râul Prut. Pentru imaginație. Imaginați-vă, vă rog, ce se va întâmpla atunci când vor fi conectate toate cele 7 turbine, precum planifică partea ucraineană. În cadrul conferinței de presă, doamna Santu a anunțat că doar va solicita Bruxellesului ca Uniunea Europeană să facă evaluarea impactului asupra mediului. În acest context, aș vrea să subliniez că, în conformitate cu tratatele internaționale semnate și ratificate de ambele părți, Ucraina era obligată să facă evaluarea impactului asupra mediului încă la etapa inițierii acestei construcții și să transmită prin notificare părții Moldavia, deci acest document de evaluare a impactului asupra mediului. Doamna președinte, de asemenea vă anunț, dacă nu ați știut, că Ucraina s-a angajat să prezinte Republicii Moldova evaluarea impactului asupra mediului cu privire la construcția centralei Novodnistrovsk în conformitate cu articolul 4 și articolul 5 din Convenția ESPO, Convenția cu privire la evaluarea impactului în context transfrontalier, încă în anul 2008, în baza protocolului consultărilor moldo-ucrainene cu privire la posibilul impact asupra mediului, așa se numea protocolul, semnat de mine personal, în calitate de ministru al ecologiei și resurselor naturale, și omologul meu din Kiev. Este documentul unde foarte clar, în punctul 7.1, este angajamentul Ucrainei semnat de către autoritățile de atunci. Deci, am demonstrat, am cerut și am obținut angajamentul atunci când am știut ce doresc. De atunci, stimați prieteni, stimați cetățenii Republicii Moldova, au trecut 13 ani. Și în contextul solicitării de către doamna președinte a unei noi evaluări a impactului asupra mediului, vreau să vin cu careva date concrete. Și țin să menționez că în acești ani s-au făcut mai multe cercetări științifice și așa zisele evaluări foarte scumpe ale impactului negativ asupra râului Nistru în urma activității hidrocentrale de la Novodnistrovsk, inclusiv din sursele Fondului Ecologic Național, am căutat, nu am găsit suma concretă, din Fondul Global de Mediu, finanțarea unui proiect în valoare de sub 2 milioane de dolari. În acest document am găsit că costul total al proiectului este de 21 de milioane, 21 întreg și 415 milioane euro.
Prin intermediul PNUD-ului și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Colaborare, un alt proiect în sumă de 653.452 dolari și multe altele. Iar în rezultatul acțiunilor finanțate din aceste proiecte, deci aceste rezultate s-au redus la organizarea de traininguri dedicate diplomației apelor, vizitelor în teren pentru efectuarea și prelevarea probelor, elaborarea unui studiu dedicat debitelor ecologice și organizarea unei campanii online de conștientizare a problemelor râului Nistru desfășurate cu ocazia Zilei Nistrului. Ceva normal, numai că consider eu că cu sub 3 milioane se putea de făcut lucruri mult mai concrete, simțitoare, care urmau să stopeze această degradare. Spuneți-mi, vă rog, oare dumneavoastră solicitați încă 1 sau 2 pentru continuarea acestor acțiuni? Sau care a fost această solicitare? Ca să cunoască cetățenii Republicii Moldova. Este condamnabil faptul că atunci când mediul științific din Republica Moldova și mediul științific, mediul academic din Ucraina, precum și societatea civilă, atenționează asupra consecințelor dezastroase ale activității complexului hidroenergetic de la Novodnistrovsk și efectelor catastrofale care vor urma după construcția și punerea în funcțiune a celor 7 turbini planificate ale acestui complex, președintele statului merge în Ucraina și, având perfecta ocazie să abordeze direct această problemă vitală pentru Republica Moldova, ne demonstrează superficialism, lipsa capacității de negociere și nedorința de soluționare concretă a acestei probleme, repet, vitale pentru Republica Moldova. Urmarea celor prezentate și în vederea neadmiterii agravării situației în râul Nistru, solicită în regim de urgență întreprinderea următoarelor măsuri concrete. Președintele Republicii Moldova să solicite omologului său ucrainean să-și onoreze acțiunile și angajamentele asumate prin ratificarea privind Convenția cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, Convenția ESPO, și anume aici mă refer la articolele 4 și 3 din această convenție, precum și din protocolul menționat deja, și să transmită Republicii Moldova documentația privind evaluarea impactului asupra mediului, urmarea construcțiilor de extindere a complexului hidroenergetic Nistrean cu încă 3 turbine. Președintele Republicii Moldova să solicite omologului ucrainean stoparea imediată a oricăror lucrări de extindere a complexului hidroenergetic Nistrean, întrucât aceasta reprezintă o amenințare gravă pentru securitatea alimentară a țării, pentru aprovizionarea populației Republicii Moldova cu apă potabilă și o amenințare reală pentru sectorul agricol al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să includă în proiectul agendei de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, preconizat pentru perioada 2021-2027, care este în proces de negociere acum, în calitate de obiectiv prioritar la compartimentul protecția mediului, necesitatea protejării râului Nistru, utilizării durabile și eficiente a resurselor de apă, protejarea biotei acvatice, a peisajelor și altor obiective ale bazinului râului Nistru și să demareze neîntârziat acțiuni necesare pentru obținerea sprijinului partenerilor de dezvoltare în soluționarea problemelor Nistrului. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Mediului să solicite neîntârziat respectarea și de către partea ucraineană a regimului hidrologic în aval de complexul hidroenergetic Nistrean de la Năslavcea, în conformitate cu normativele de mediu stabilite în acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru, document semnat la Roma la 29 luna 11-2012. Stimați cetățenii Republicii Moldova, protejarea bazinului râului Nistru trebuie să constituie o sarcină comună pentru ambele popoare, a tuturor autorităților publice centrale și locale,
Și în acest sens fac un îndemn către toate părțile implicate, organele competente, către societatea civilă, mediul academic, toți cetățenii Republicii Moldova de a uni și consolida eforturile pentru asigurarea durabilității, protejării și exploatării raționale a principalei artere acvatice a Republicii Moldova, principala sursă de alimentare cu apă a Republicii Moldova și anume a râului Nistru. Vă mulțumesc mult! Toate datele Toate datele le găsiți pe site-ul CEP-ului. Noi absolut zilnic, departamentul juridic a Partidului Politic Șor anunța absolut toate datele. Le găsiți acolo. Vă mulțumesc! Dumneavoastră știți despre aceste cazuri de oameni care nu spun că nu au dat niciun bani, dar apar în listele financiare ale partidului? Nu cunosc. Dar ei există, nu au